Salut tuturor și bine v-am găsit un nou episod. Astăzi, fraților, o să facem chest opening-ul mult așteptat pe contul meu, în care vom deschide o grămadă de chesturi. Plus o să încerc să cumpăr și această ofertă cu Giant Chest și deja gemuri acestea. Nu vreau să cumpăr legendare chestul pentru că îmi pică doar o legendară și îmi dă 5000 de gemuri. Dar gemurile astea o să fie foarte, foarte folositoare, doar că mai bine cumpăr Giant Chest și ce tot este șansele legendară, desigur nu o să pice legendară, dar măcar îmi dă 50.000 de gold dacă cumpăr două Giant Chest-uri și deja la $1 cumpăr 200 de gemuri. Teoretic, de $1 îți cumperi 80 de gemuri, dar aici îți dă 200, adică îți dă de 2 ori și ceva mai mult și asta e foarte ok. Că o să am și bănuți și o să-mi cumpăr deja și gemurile necesare ca să intru în challenge-urile viitoare sau să deschid vreun legendar chest care o să-mi apară în shop. Mai ales că legendar chestul acesta o să-mi apară în shop la 500 de gemuri, așa că mai mult am nevoie de Giant Chest ca să-mi fac cărțile level mai mare și așa mai departe. Plus o să deschidem Flying Machine Challenge de 12 win-uri, unde m-a ajutat un prieten numit Andrei. Îi mulțumesc foarte, foarte, foarte mult că a fost respectuos cu mine și a acceptat să îmi facă Flying Machine Challenge de level 12, de 12 win-uri, special pentru acest opening, ca să fie mai multe chesturi și să fie așa mai interesant. Vedeți că ne dă 550 de cărți și 11.000 de gold. Special pentru acest chest opening l-am rugat ca să-mi fac Flying Machine Challenge-ul, pentru că foarte mult de această carte nu aveam nevoie, așa că l-am rugat să-mi facă 12 win-uri, adică l-am rugat măcar 8, dar el mi-a făcut 12 cu 0 și mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Cei care au spus că la challenge de trecut în care m-a ajutat Frost, au spus că nu o să fiu unicul challenge în care voi fi ajutat, au avut dreptate. Dar pur și simplu ăsta l-am făcut special ca să, pentru acest chest opening. Plus mai avem aici un custom la turnament de 15 cărți. Eram pe locul întâi, aveam 100 de cărți, doar că am dat de aceiași player care mă tot băteau și am pierdut până la 15 cărți. Și oricum, o oră întreagă stăteam și mă băteam, ăștia se ridicau, eu scădeam și invers și a fost cam greu. Și aici deja avem un clan chest, avem o grămadă frate de chesturi, așa că nu uitați să puneți un like, să vă abonați și să dați și voi un share, mă ajută foarte, foarte, foarte mult. Iar noi ne vedem, vreau să spun că ne vedem data viitoare, iar noi haideți să începem să deschidem chesturile. Dați să deschidem acest turnament chest pentru că e de 15 cărți, nu e foarte bun, un free chest e mult mai bun decât chesturile astea. Depinde deja în ce turnament intri, dar dacă îți pică doar 15 cărți sau de astea, uite, 5 nice mi-a dat, foarte, foarte ok, un colector, foarte bine și 9 mortar, ok, mi-a dat două comune. Avem aici challenge de 12 win-uri, nu îl deschidem momentan, o să deschidem free chest-ul acesta, în care o să ne pice 89 gold, o muschetiră și 11 bomber, ok, ok. Și faci, dacă vreți episoade cu noua carte, ce ține episoade așa speciale cu body sau nu știu, dacă vreți episoade așa mai interesante cu Flying Machine, nu uitați să puneți un like. Deja plănuim cu body să filmăm ceva foarte interesant, așa că trebuie pur și simplu să așteptăm și să vedeți episodul foarte, foarte mult așteptat. Și nu uitați că fiecare zi apare episod la ora 4 după amiaza, ca să fiți la curent, să priviți primul episod la 4 după amiaza, cred că e destul de ok, că reușiți deja să veniți toți la școală, la meditație, nu știu, că poate o să fiți unii dintre voi la meditație, dar cred că la ora 4 e destul de ok, în comparație cu mine. Era la ora 11 dimineața când eram toți la școală și nu puteam să urmărim episodul. Mi-a picat un balon, după cum ați putut vedea. Hai să schimb și acest crown chest. Bă, nu cred că o să pici foarte multe legendare în acest opening, pentru că am două giant chesturi. Nu știu dacă o să pot cumpăra încă și oferta. Sper să pot cumpăra oferta. Știți și voi că câteodată poate să pună că card, nu știu ce, acolo nu merge. 3 better rare mi-a picat, 4 heal. Bă, cam prea multe rare mi-a picat, dar nu mi-a dat comune și nici epice. Acum mi-am dat comunile, da, și acum am dat epicile. Mi-a dat un bowler. Ok, bă, dar nu înțeleg și nu-mi dă dark prince, pentru că am nevoie de dark prince să-l fac și eu de level 4. Am nevoie să fac level 4 dar prințul, că să fie mult mai OP. Hai să cumpărăm oferta asta cu Giant Chest, să încercăm să o cumpărăm. Pentru că la $5 primești un Giant Chest care costă $5 aproximativ plus 25.000 de gold. Bă, ofertele astea sunt foarte, foarte bune. Cu 25.000 de gold îți trebuie 1000 de gemuri să-ți cumperi. Nu, îți trebuie 1000 de gemuri și deja 60, că să ai 60 mulțumesc cu 5 și că-ți da. Înțelegeți că oferta asta e foarte, foarte profitabilă. $5 Giant Chest de Arena 10 care costă 500 de gemuri și încă îți dă și gold. Foarte, foarte ok. Mai am și oferta asta deja cu Magical Chest în care îmi dă 1200 de gemuri, dar nu știu, parcă n-aș dori să o cumpăr. Dar uite că îmi dă o grămadă de gold. Aș cumpăra-o doar dacă să nu cumpăr Giant Chest-ul acesta, două Giant Chest-uri. Uitați, cumpăr două Giant Chest-uri, o să fie cam aproximativ vreo $12 a să cheltui și a să-mi pici două Giant Chest-uri. De aici dă 100.000 de gold și de aici să am 50.000 de gold. Nici nu știu care mi-e profitabil. Bă, ambele sunt profitabile, vedeți că asta e X5 value, îmi pic Arena 8, numai că e Magical de Arena 8, nu e de Arena 10.
Nici nu știu ce ofertă să cumpăr. Sau asta că îmi dă 1200 gemuri. Asta îmi dă 1000 de gemuri. Asta îmi dă 50.000 de gold și două giant chesturi. Nu știu care au ofertă mai profesor. Și mai am și logo-ul în shop. Au mai fost logo la mine în shop, dar nu l-am luat. Bă, cred că să iau asta cu giant, nu știu. Păi, sunt două chesturi, cei doar unul, ca să înțelegeți. Habar n-am dat să încercăm să-l cumpărăm. Și să deschidem întâi giant chesturile acestea și după o să-l deschid din giant chesturile mele. Hai, merge să-l cumpăr? Sper să meargă. Și o mers, frate, o mers, o mers, o mers, frate. Dați-mi un like pentru tot ce fac în acest opening, frate. Sunt foarte, foarte fericit că fac acest opening pentru că primul acest opening pe acest cont, primul acest opening așa măreț, în care uite deschide 4 giant chesturi, deschide un legendary, un magical, un challenge chest de 12 win-uri. Wow, mi-a picat giant skeleton, legendarul nostru fie 197 de minion horde, băi, e destul de ok că se pot face de level 9 în caz ca să-i folosesc și 53 mini P.E.K.K.A. Bă, era mai ok dacă îmi pica o rară pe care o folosesc eu. Dar și mini pe ca nu-i rău și încă și 25.000 de gold. Foarte, foarte tare. Hai să mai cumpărăm încă un giant chest. Nice. De ce cumpăr, o să cumpăr giant chest-urile acestea și deja și gemurile? Pentru că 1000 de gemuri cred că o să-mi ajungă. Aici îți dă 5.000 de gemuri și nu ce să fac cu ele. Să doar intru în challenge card decline. Vedeți? Deja nu mai merge să cumpăr. Încă un giant chest. Deja cred că o să meargă să cumpăr acest giant chest mai târziu. Nici nu știu dacă o să meargă acum. Nu știu ce să fac. Da, nu mai merge. Dar asta de $1 merge să cumpăr gemurile astea. Da, să cumpăr gemurile astea, așa, ok. Asta de $1 merg, dar asta de câte $5 nu prea merg. Și încă 5 de astea cu $1 îți cumperi 200 gemuri, voi vă închipuiți și profitabil chestia asta. Ofertele astea care au apărut acum sunt foarte, foarte, foarte bune. Mai ales asta cu legendare, ce să-ți dă legendar și încă 5.000 de gemuri. 5.000 de gemuri ar trebui să fie, uite, ar 50 de dolari aproape, aproape 50 de dolari. Dar tu dai 23 și încă și legendar îți dă. Super tare chestia asta. Hai să încercăm să cumpărăm un giant chest-ul acesta. Doar un giant chest o să fie în acest episod. Da, nu mai merge card declined. Da, cumpărăm asta de $1. Să am și eu 1000 de gemuri, 1000 și ceva. Că vedeți că am cheltuit acolo, am cheltuit 600 de gemuri, 700 pentru challenge-urile pe care le-am, unde am jucat. Și acum să cumpăr gemurile înapoi și teoretic n-am pierdut nimic, chiar să ies în plus cu 200 gemuri. Am jucat la challenge-urile acolo la Sudden Death, am jucat, am cheltuit cel mai multe gemuri și deja la challenge-urile acestea 100 de gemuri pentru a doua încercare. Prima am pierdut-o eu, gata, nu mai merge nici ultimul ăsta. Am ajuns fix de unde am plecat. Câteodată poate să nu meargă cardul ăsta și mă enervez. Da, nu merge. Dar dă-ți timp, giant chestul ăsta merge. Să-l cumpărăm. Dar nici ăsta nu cred că se meargă. Da, nu merge. În orice caz, ne mulțumim și noi cu ce avem, cu încă două giant chesturi, un legendar și un magical. Și mai avem și clan chestul. Hai să deschidem giant chesturile astea, că oricum nu o să-mi pice nimic bun din ele. Cred că șansa la legendară foarte mică dintr-un giant chest, așa că... da, avem aici niște arcașe. Avem 76 de elite barbari. Elite barbari, putem face level 9. 129 de arrows, destul de ok, chiar vreau să-mi pice arrows din giant. Pentru că vreau să-i fac de level 10, pentru că Eros chiar o să folosești 53 de Hograider pe care o să pot face de level 6, super tare. Și nu știu dacă se aude de aspirator, dar mama acum o să o trezesc de acolo aspirator fix când filmez eu. Of, doamne. Ok, o să pot face level 6 când o să-i folosesc, destul de ok și mi-a picat Eros, exact ce doream eu, că Eros o să folosesc. Vedeți că dacă îmi pică Electro, o să-mi pice pe viitor în shop sau undeva, o să înlocuiesc Wizard-ul cu Electro. Pentru că atunci cred că deck o să fie mult mai bine, pentru că să am counter pentru Inferno Dragon, pentru Sparky, pentru Inferno Tower și o să pot folosi Mega Knight-ul mult, mult mai productiv. Acum cu Wizard nu pot pentru că îmi dă counter cu Inferno, dacă are Inferno și pot să pierd chiar. Dar în orice caz, Eros, dacă îmi pică, nu o să-i înlocuiesc cu nimic, pentru că Eros e destul de ok. Și dacă mai ales dacă îmi pică de level 10, să-i fac de level 10, o să pot da counter la mine o horde de level mare. Ok, hai să deschidem și acest giant chest. În care tot nu o să-mi pice legendar, îmi pică 740 de gold, îmi pică un prinț, îmi pică 20 de flying machine, ok. Chiar dacă deja am o grămadă și nici nu știu dacă să-i folosesc pe ăștia. 195 de arcașe pe care tot nu o să le folosesc. Sau poate o să le folosesc în viitor, acum nu o să le folosesc momentan. Și 29 de Barbarian Hat. Serios, mi-a picat Barbarian Hat. Exact ce nu folosesc eu, măcar Wizard să-mi dea, nu știu. Se pot face de level 8 în viitor, habar n-am. Sau ce rar folosesc, sau Inferno Tower, sau Elixir Collector. Din ce în ce nu mi-a picat nicio legendară, puține legendare cred că o să-mi pice în episodul acesta, doar una cred, vreau să spun super magical, din legendar acest. Și mai ales din magical nu cred că o să-mi pice, că e de level 8, de arena 8, eu și cu level le spun, e de arena 8 și nu e foarte, foarte bun. Ok, 960 de gold îmi pică, 4 knights, 2 wizards, e ca eu le spun că sunt de a wizards, sunt de 2 wizards.
116 mortar, 100, 4 Hog Rideri, 54 Diminioni și din nou legendar nu pică, dar pică 13 Minion Horde, oi, Mega Minion, pe care o să pot face level 6 în caz că mai cer deja și în clan. Și epică 3 Witch. Dar Dark Prince, unde e Dark Prince-ul meu? Vreau Dark Prince, frate. Dar iar nu pică, uite, bă, chiar nu mă legendar așa să am din tot acest opening, serios? Ei, nu-mi place așa, hai să clean și acest clan chest. Și nici din challenge este, n-o să pici legendar, ați vedeți, 1620 gold, 10 zap, ok, 2 rachete, 5 tombstone, 9 giant, cam multe rare îmi pică, 11 flying machine, comune, dar nu-mi pică legendar, acum comune 230 de cannon, băi, că mai bine astăzi a fost arrows, avea să fie mai ok, și 3 PK. Bă, nu-mi dă cărțile de care am nevoie, deci legendar, doar o legendară, frate, și aia cu așa vezi ca să fie inferno, hai ăsta de 12 minuri. Bă, bine că l-am rugat pe Andrei să mă ajute să fac flying machine-ul acesta, pentru că, uite, din challenge-urile alea, din chest-urile alea nu mi-a picat nici o legendară, nici de asta tot nu o să-mi pici, dar măcar așa mai deschidem și noi câte ceva. 11.000 de gold, 2 rachete din nou, 10 flying machine, bă, de ce îmi dă atâta flying machine? 75 spear goblins, 11 furnace, 16 mini P.E.K.K.A., 16 wizards, ok, bă, dar prea multe rare îmi pică, 180 de comune. Din nou legendară, nu-i, 234 de minioni. Și execuționer îmi dă, doamne, frate, o legendară? Doar o singură legendară? What? Și dacă vedeți, sunt deschis chesturile alea, frate, o singură legendară îmi pică. Cât m-am chinuit să strâng chesturile astea ca să pici o legendară, ești nebun. Și mulți ați vrea să spuneți, băi, că iau te-a abuzat în challenge. Uite că mi-a picat și mie niște cărți. Să am eu mai multe cărți în cazul ceva, că să pot să le maxez. Bă, măcar sunt dat bets astea, 180. Puteam să le fac level mai mari. Bă, chiar am nevoie de bets. De arrows. Of, doamne, hai să dăm și ce legendar în pică. Hai să dăm, frate, ce legendar în pică. Spuneți-mi și voi în comentarii ce legendar în pică. Ice Wizard. Stai, eu v-am spus ca să fie inferno. V-am spus că sunt pici acuși un inferno din legendari chest, dar eu v-am spus, bă, frate! Aduceți-vă aminte ce v-am spus înainte de asta. Când deschid legendari chest și acuși un pic un inferno dragon. Și chiar inferno dragon și mi-a picat! What? Câte chesturi am avut doar o legendară? Și aia inferno! Inferno! Nu te cred, frate, nu te cred. Hei, cum stai infernul ăsta? Hei, infernul, bă, dar eu vreau electro, bă, că s-a avut acum electro, era foarte, foarte OP de cum eu cred. Înseamnă că strângem mai departe chesturi. Strângem mai departe chesturile. Hai să cumpărăm giant chestul ăsta, poate un pic din ăsta legendară. Bă, dar chiar, uite câte chesturi am deschis. Câte chesturi am deschis? 550 de cărți. Clan chest-ul, două giant chest-uri, magica și un legendary, free chest, crown chest, un giant și nimica, chiar nimic. Nu, frate, jocul ăsta își bate joc de mine. Chiar dacă am făcut acum autologie, dar în fine. Cel mai ghinionist chest opening, frate. Chest opening măreț, dar de aici de... Ok, frate, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă este așa, nu uitați să puneți un like, să vă abonați și să dați voi un share, mă ajută foarte, foarte mult. Iar am invitat deja data viitoare cu un alt episod, pentru că mai urmează acolo, am niște chesturi pe contul meu secundar, unde tot o să le putem deschide, numai că nu sunt foarte multe. Și deja pe contul acesta o trebuie să mai vină încă niște chesturi în curând, foarte, foarte bune. Ok, eu v-am pup toți, pa, pa!